O fetiță de numai 2 ani a fost găsită la 5 km de casă alături de câinii familiei. Poliția crede că e posibil ca animalele să-i fi salvat chiar viața, dat fiind că unul dintre ei i-a servit ca pernă încălzindu-o și ajutându-o să doarmă. O fetiță dată dispărută de familie a fost găsită dormind lângă unul dintre câinii familiei. Într-o întâmplare emoționantă care a avut loc într-o regiune împădurită îndepărtată, un copil care dispăruse a fost găsit dormind adânc și în siguranță, folosind câinele familiei ca o pernă confortabilă. Povestea emoționantă demonstrează relația specială care există între oameni și prietenii lor canini devotați, precum și puterea optimismului în fața unei tragedii. Incidentul a început atunci când o fetiță de 2 ani s-a rătăcit afară, provocând spaimă familiei sale. Părinții ei au cerut rapid ajutor și au organizat o echipă de căutare cu sprijinul autorităților. Pe lângă utilizarea câinilor polițiști și a dronelor, la căutarea fetei în zona izolată din pădure au participat și polițiștii locali și locuitori din satul vecin Wisconsin. Miercuri, în jurul orei 8, fetița s-a rătăcit, ceea ce i-a determinat pe ofițerii de la postul montan al poliției de stat din Michigan să fie chemați la o reședință dintr-un cartier din America. Potrivit poliției statale, copila a fost descoperită la miezul nopții la aproximativ 4,8 km de casa ei, de către un trecător aflat pe un ATV. Unul din ofițeri a afirmat că odată ce fata a fost examinată de personalul medical, părea să fie în stare bună de sănătate. Relatează newweeks.ro.